Marcei. Marcei. Care e prim-ministru? Asta care stă deasupra? Ah, nu, tu ești prim-ministru. Ia uite ce fețe au ăștia. Bandiții. Aici dormim în ghiveci. Bună ziua. Ați auzit bine, nu este dimineață. Azi noapte nu am dormit deloc. La hotelul de aici, cel cu flexurile, toată iarna, toată primăvara. A fost o nuntă, cred că de țigani, cu manele afară, cu boxe, cu țipete, cu urlete. A fost îngrozitor. La 6:30 a oprit muzica. Am sunat la poliție. Mi-au zis că au pe puțin 100 de apeluri. Vă spun, eu am geamuri bune, dar tot se auzea înăuntru ca la discotecă. Îngrozitor. Așa că azi nu o să gătesc nimic, dar o să fac un clip, o să merg la un restaurant, o să încerc de acum duminica să merg la câte un restaurant. Am vrut să merg, se spune că este cel mai bun restaurant din Constanța, la pescăria lui Matei. Dar am sunat pe cineva acolo, cunosc un angajat și mi-a zis că este full. Duminica n-am nicio șansă. Ar trebui să stau la o coadă de, nu știu, 45 de minute, o oră. Așa că o să merg la un restaurant pe care... un restaurant care mie îmi place, am mai fost acolo, la Plonj Junior, aici în Mamaia, e pe malul lacului. Foarte curat, foarte frumos, ambianță faină, au mâncare bună. Și o să încerc mâncarea de acolo. O să iau mai multe feluri de mâncare. Nu mi este mie foarte, foarte foame, dar o să încerc din fiecare. Ce rămâne, o să iau la pachet. Așa că o să ne vedem la restaurant. Restaurantul este chiar la intrare în Mamaia. Uitați ce este vis-a-vis Hotel Perla. Am Plon Junior. Aici este și hotel. Intrarea este, uite, și prin lateral, pe aici, prin hotel, pe oriunde. Haideți să vedeți restaurantul, foarte fain este. Aici este intrarea în restaurant, dar o să merg pe terasă. Cred că aici o să stau. O masă mai mică. Este chiar pe malul lacului Șutghiol, stațiunea de la pește. Oh, văd lebede de acolo. Vor avea și lebede în meniu. Ia, a prins? Trebuie să înjuri. A scăpat. Era foarte mare. Ce frumos a saltat, da? Hai să vedem meniul. Primul am plonge acela din portul Tomis, are și un design fain, aperitive reci, salată cu muș de vită, 58 de lei, salată cu calamari crocanți, 51, aperitive calde, Saint-Jacques, oh, astea sunt foarte bune, sunt cele mai bune scoci. Bate soarele cam ciudat, dar asta este, rapane 38, ciorbă de pește 28, oh, ce preț bun. Și în costinere știi, era 45 de lei o ciorbă care nu se putea mânca. Fructe de mare. Pui de baltă sigur o să comand. Faci ceva midi. Paste, pește.
Hamsi. 44. Nu o să iau Hamsi. Carne. Nu prea mă interesează. Aici. Nu mă interesează. Salate. Garnituri, sosuri, toppinguri, pizza, paste, meniu pentru copii, nu mă interesează, și deserturi. Hai să vedem ce comand. Am rugat ospătarul și mi-a ridicat și o umbrelă. E foarte cald afară, dar plăcut, nu bate vântul, foarte fain. Și hai să vă arăt ce am comandat. Calamari parizieni cu cartofi prăjiți, rondele și sos calypso. Midi pariziene cu cartofi prăjiți și sos calypso și pui de baltă, bineînțeles. Astea trei. Cam 10, 11, 12 euro o porție. Dar să vezi cât de bine arată. Aici, chiar în stânga, sunt terenurile de tenis în Neptun. Când eram mic, veneam aici și de două ori pe săptămână. Undeva acolo, vis-a-vis, este cartierul Tomis Nord. Acele blocuri nu existau, era o mlaștină. Veneam aici, prindeam șerpi, broaște, căutam ouă de rață sălbatică pe care le și mâncam. Foarte faină copilărie. De aici până unde stăteam eu, 10 minute de mers pe jos, maxim. S-a schimbat mult locul. Bă, rățușca, se plimbă pe aici. Și acolo, repede. Și urgunoi. A venit mâncarea. Ăștia sunt puii de balta. Picioarele din spate, așa grăsulene. În pesmet, cât de bine arată. Sos, cartofi, lămâie. Astea sunt midiile, cred că în același pane. Și creveți, cred că la fel. Același sos, aceiași cartofi. Ia să vedem. Foarte, foarte bune. Ăștia sunt și calamarii. Văd că este cam aceeași pane, aceeași cartofi, aceeași sos. Dar arată extraordinar de bine. Extraordinar. Puțin sare mai trebuie, dar foarte, foarte bun. Aici sunt puii mei de baltă, picioarele de broască. Am pus ceva sare, ia. Cartofii, socuți de ei. Foarte, foarte bun. Uleiul, vedeți, este proaspăt. Cartofii nu sunt negri, sunt untoși la mijloc. Chiar că i-au făcut ca chipsul. Și crocanți și la exterior, foarte, foarte buni. Hai să vedem și un picior de brască. Oh, încă frige. Au niște oase ca de pui, în miniatură. Cât de bune sunt. Aici o pisicuță simpatică. Și să vedeți ce, cine a venit la mal. Mm.
Cât de frumoase sunt. Alea gri sunt pui. Uitați oasele cum sunt. Ca oasele de pui ceva mai mici. Vai, da, o carne atât de dulce și de fragedă. Vai de mine. Cele mai bune fructe de mare. Scoici. Calamar. Calamarul și picioare de broască cele mai bune. Se topește în gură. Oasele de la piciorul de broască, uitați. Vedeți că sunt foarte bune, fragede și gustoase. Pui de baltă, i-am mâncat în întregime, sunt delicioși. Iar calamarul și scoicile o să le iau la pachet. M-am uitat în meniu și la un desert. Mai stau 5 minute. Merge acum un par de vin, dar sunt cu mașina. Mai stau 5 minute și cum am și un desert. Cât de plăcut este afară. La desert o să iau aceasta, tapioca. Preparat vegetarian cu pere de tapioca servite cu sos de mango și ananas caramelizat. Cred că ăsta este. Deci. Interesant, mai era și tortul Snickers. Dar pare cam greu. La cât am mâncat, o să iau tapioca. Asta este desertul meu. Ia uitați. Asta este, cred că ananas din conservă cumva. Ia să vedem. E din conservă, dar l-au pregătit cumva. Nu știu cum. E redus și mult mai concentrat sosul. Și aici mingea aceasta. Oh. Ca o gelatină. Asta este tapioca. Mamă mia. Extraordinar. Asta s-a fine, cred. Da. Atât de fresh și de răcoritor acest desert. Senzațional. Gata, desertul meu cu tapioca. Foarte răcoritor, foarte fresh și foarte gustos. O să cer nota de plată și merg spre casă. Ia uitați această levădă și-a umflat aripile.
Ce viteză are? Ăla este căscanul Lebădoi și uitați mama cu pui. Se duc după el. Cam 210 lei a fost nota de plată. Am băut apă minerală, un desert, mâncarea o să o iau acasă. Foarte bine m-am simțit, relaxant, locul e plăcut. Păcat de gunoaiele de pe aici. Asta este. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura.